Voastră, răsuții de Petru, răsuții de Aurel, e o sfântă datorie să celebrăm cei 50 de ani de existență a acestei parohii în forma aceasta și de aceea vă spunem în numele meu, în numele tuturor celor pe care îi vedeți, a comunității din Traian, bine ați venit la sărbătoarea noastră. V-am găsit, Hristos a înviat. Bine v-am găsit și îmi spunem în altului, bine a venit acasă. Suntem bucuroși când vine la noastră. O legătură între Traian, Săpoani, Roma, să se bucure de o întâmplare cu pâine și sare. Deschide-ți porțile, Doamne, Sfântul Dumnezeu.
Thank you.
primar, domnul viceprimar, stimați consilieri ai primăriei Săboară, este ocazie jubilială cea pe care o venim astăzi în biserica noastră. Astăzi este data exactă a înființării canonice acestei parohii, prin dezbitire de la parohia Mamă Săboară. E o datorie morală a noastră, să ne amintim de înaintașii noștri, e o amintire, e o datorie de credință, să ducem mai departe tradiția noastră creștină, cât privește modul nostru de viață, raportarea noastră la Dumnezeu și la ceilalți. Vă spunem din suflet, împreună cu Comitetul Bisericesc și creștinii din Traian, bine ați venit la sărbătoarea noastră și vă rugăm să oferiți această sărbătorie pentru binele spiritual al întregii comunități. Să recunoaștem păcatele noastre ca să trecem
citire din Faptele Apostolilor. În zilele acelea, văzând comandanții, pătrunii și pătrunarii, apunătorul lui Petru și a lui Iisus, și știind că sunt oameni fără învățătură și necunoscători, au rămas uimiți. Îi recunoșteau că fusese cu Iisus. Dar privindu-l pe omul vindecat, care stătea în picioare împreună cu ei, nu puteau spune nimic împotrivă. Atunci, poruncindu-le să iasă afară din Sinediu, s-au sfătuit între ei, spunând, ce să facem cu acești oameni? Căci le este cunoscut tuturor celor care locuiesc în Ierusalim, pentru ei s-a săvârșit un semn evident și nu putem nega. Dar ca aceasta să nu se răspândească și mai mult în popor, să-i amenințăm să nu mai vorbească nimănui în numele acesta. Și chemându-i, le-au poruncit să nu mai vorbească absolut deloc și să nu mai învețe în numele lui Iisus. Dar Petru și Ioan, răspunzând, le-au zis, judecați voi dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai degrabă de voi decât de Dumnezeu. Căci noi nu putem să nu vorbim despre ceea ce am văzut și am auzit. Dar ei, amenințându-i din nou, i-au lăsat să plece, ne găsim nimic pentru ce se pedepsească, din cauza poporului, pentru că toți se glorificau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate. Cuvântul Domnului.
aceleiași țire, prima săptămânii, deși ușile locului în care erau discipoli, de frica iudeilor erau înjuriate, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Zicând aceasta, le-a arătat mâinile și coastele. Discipolii s-au bucurat văzându-L pe Domnul. Atunci, Iisus le-a zis din nou, pace vouă. Așa cum a trimis Tatăl, așa vă trimis și eu pe voi. Și spunând aceasta, a suflat asupra lor și a zis, primiți-L pe Duhul Sfânt, cărora le veți ierta păcatele, le vor fi iertate, cărora le veți ține, le vor fi ținute. Însă Toma, unul din cei 12, cel numit geamănul, nu era cu ei când a venit Iisus. Așadar, ceilalți discipoli i-au spus, l-am văzut pe Domnul. Dar el a zis, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și nu voi pune degetul în semnul cuielor și nu voi pune mâna pe coarsa lui, nu voi crede. După 8 zile, discipolii lui erau iarăși înăuntru, iar Toma era împreună cu ei. Iisus a venit, deși ușile erau încuiate, a stat în mijlocul lor și a zis să face vouă. Apoi a spus lui Toma, adu-ți degetul tău aici, iată mâinile mele. Adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Toma a răspuns și i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Iisus i-a spus, pentru că l-ai văzut, ai crezut. Fericiți cei care nu au văzut și au crezut. Iisus a mai văzut înaintea discipolilor și multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Acestea s-au fost scrise ca să credeți că Iisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Cuvântul Domnului. Celebrăm această sărbătoare
sărbătoare, adesea aniversar, cu Sfânta Liturghie, cu rugăciune, încredințându-i lui Dumnezeu pe cei care au mers înaintea noastră cu semnul credinței, rugându-ne pentru preoții care au vizitat această comunitate încă înainte de a fi declarată parohie, și la fel pentru credincioșii care înainte de a fi declarată parohie Traianului au știut nu numai să pătătorească drumul spre ogoarele din jurul satului, dar și să pătătorească drumul credinței, drumul bisericii, pregătind cumva acel moment în care episcopul timpului a considerat că e bine să fie declarat Traianul ca parohie nouă. Și slavă Domnului s-a făcut acest lucru acum 50 de ani. 50 de ani. În fața istoriei și în fața Domnului nu sunt numai decât prea mulți, dar iată, avem un motiv de sărbătoare, de celebrare și un motiv serios de meditat asupra timpului care trece, asupra timpului pe care îl putem umple cu valoarea credinței sau îl putem face în non-valoare. Avem exemplul înaintașilor noștri, preoți și credincioși ai Traianului, ai Săgăoanelor, pentru că înainte au venit de la Săgăoan preoții și paru și vicari ca să împlinească această comunitate nouă din Traian. Și aș aminti, așa cel puțin mi-a fost aproape și absolut foarte aproape de sufletul meu, Părintele Romila, pe care cu siguranță mulți și-l amintesc, pentru că a făcut de multe ori drumul spre Traian, în orice timp, și a avut grijă, cu adevărat, ca un apostol, de înaintașii noștri. Și cum suntem încă în preajma Pascului, este firesc ca gândul nostru să aibă în centru adevărul Învierii lui Hristos. Un adevăr care, așa cum atestă și Evanghelia pe care am ascultat-o, și-a făcut loc cu greu, chiar și spre inimile apostolilor. Și-a făcut loc cu greu, dar odată ce a ajuns, i-a stabilit și pe apostoli și pe cei la care apostolii au dus vestea cea bună, i-au stabilit în identitatea lor de fii al lui Dumnezeu, în identitatea lor de creștini, în identitatea care descrie o legătură intimă cu Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Deci, apostolii, mergând în toată lumea, au împărtășit pe cei pe care i-au întâlnit cu adevărul vestea cea bună. Și în mijlocul acestei vestiri stătea adevărul istoric al Învierii lui Hristos. Și toți care au primit acest adevăr au devenit poporul nou al lui Dumnezeu. Poporul fiilor lui Dumnezeu. Și după generații și generații, iată-ne și noi, în mijlocul acestui popor al lui Dumnezeu. Noi care am primit botezul, am primit atunci Duhul lui Dumnezeu în noi. A coborât în noi, la botez, lumina lui Dumnezeu și am devenit fii ai luminii. De câte ori am păstrat această identitate, de câte ori am pierdut-o sau am umbrit-o, noi și Dumnezeu știe. Dar am primit atunci identitatea de fii ai Dumnezeu, de fii ai luminii, căci a coborât în noi lumina lui Dumnezeu. Iubiți credeți,
citească vestea cea bună. Și au făcut-o. Au plecat dintr-un loc în altul, vestindu-l pe Hristos mort și și au făcut-o în toate singurile apostolii și urmașii lor. Și urmașilor lor. Până la noi. Până în timpurile noastre. Și se va continua acest proces. Așa am primit și noi cei de aici. Vestea cea bună. Urmașii apostolilor, preoții pe care i-am cunoscut noi direct, sau alții înaintași, părinții, bunicii noștri, au ascultat de porunca lui Iisus să meargă până la marginile pământului, până la marginile lumii. La marginile lumii noastre, la marginile sărbanilor, la marginile tămășenilor, acelor alte sate din jur, au mers preoții ducând vestea cea bună, pe vreme bună sau rea, în condiții prielnice sau potrivnice, dar au făcut-o mereu, păstrând principiul pe care l-am auzit în prima lectură, că mai bine este să ascultăm de Dumnezeu decât de oameni. Și așa au răspândit în acest loc, în această dieceză, au răspândit, au făcut să crească numărul credincioșilor. Printr-o predică continuă, printr-o dăruire generoasă, rămânând întotdeauna statornici preoții în vocația lor, în vocația pe care au primit-o de la Dumnezeu. Ei au făcut acest lucru cu riscul vieților. Îmi amintesc, în anii 58-60, 1958-60, mulți de preoții noștri erau la închisoare. Era părintele Gelaru, părintele Budău din parohia Sevoana, preoți din alte parohii erau la închisoare. De ce? Pentru că au respectat principiul acesta că mai bine este să ascultăm de Dumnezeu decât de oameni. Dacă au fost amenințați, dacă au fost puși în pușcărie, ei n-au renunțat niciodată la acest principiu că întâi trebuie să ascultăm de Dumnezeu, apoi de oameni. Acest principiu a fost motorul activității lor, dar nu numai al lor, ci și al credincioșilor care au știut să-și păstreze demnitatea de fii al Dumnezeu, demnitatea de fii ai Luminii. Spuneam la început că trebuie să ne rugăm pentru cei care au mers înaintea noastră, preoți și credincioși. Deci, biserica este nu numai cu cei care trăiesc în același timp, dar și cu cei care au fost și cu cei care vor veni. Și rugăciunea este un semn pe care trebuie să-l ținem viu, nu numai astăzi, în zi de sărbătoare, dar tot timpul, să formăm în biserică un împreună cu cei vii și cu cei morți, preoți și credincioși. Dar această turmă, acest popor al lui Dumnezeu, îl are în mijloc pe Iisus, mort și înviat. Iisus mort și înviat, care a luminat și luminează calea Bisericii aici și pregătite în toată lumea. Biserica ascultătoare de porunca lui Iisus să ducă vestea pe lună pregătite, iată și am plinit această poruncă și la noi, aici, în aceste locuri, în România, unde avem o biserică catolică frumoasă, chiar dacă numeric nu este prea mare, totuși este o prezență și un semn al Bisericii Universale, un semn al Bisericii care a fost voită de Iisus Hristos și trebuie să fim mândri că suntem membri ai acestei biserici. O biserică, așa cum știe ea să se exprime,
că este în același timp și sfântă și păcătoasă și așa suntem noi toți care formăm biserica și buni și răi și sfinți și păcătoși. Dar facem parte din acest popor luminat de Iisus cel mort și înviat. Și astăzi, dacă cu gând de recunoștință și cu rugăciune ne îndreptăm spre Dumnezeu pentru cei 50 de ani de viață de existență a acestei parohii, totodată cerem lui Dumnezeu să binecuvânteze această parohie, să binecuvânteze familiile din această parohie și pe noi toți și să deschidă un drum plin de speranță pentru cei de astăzi și de mâine, nu numai de aici, dar din toată țara noastră. Și o invocăm pe Sfânta Fecioară Maria, mijlocitoarea noastră, să obțină în continuu pentru noi toți fidelitate în drumul nostru de credință, statornicie în identitatea noastră creștină, rămânând totdeauna departe, departe de pericolele care amenință nu numai viața fiecăruia dintre noi, dar și viața întregii biserici. Și chiar dacă mi se părea și mă gândeam să încheie dată, totuși aș vrea să mai adaug încă un gând. Încă un gând. Și anume. Vedeți, drumul fiecăruia dintre noi are etape mai bune, mai rele. Fiecare om trece prin încercări, prin neștiri. La fel este și drumul bisericii. Are zile să vină biserica, are zile mai întunecoase. Și timpurile de astăzi se prezintă, într-adevăr, din punctul acesta de vedere, foarte insidioase pentru viața de credință a noastră și a bisericii în general. Pentru că, iată, se încearcă adesea prin diferite mijloace să se propună non-valori sau lucruri cărbinești de-a dreptul în viața noastră. Și în gândirea noastră, de exemplu, este prezentată căsătoria cu totul altfel decât o prezintă biserica în mod tradițional după învățătura noastră de credință că o căsătorie este formată dintr-un bărbat și o femeie și nu dintre două femei sau doi bărbați. Sau sunt avansate păreri care sunt bine, bine tipuite în care este prezentată viața de-abia începută în sânul matern ca un pericol, în ghilimele. Și unii sunt aceste învățături păgânești. Sau este prezentată ultima perioadă de viața oamenilor în vârstă, în termen de milă și ajutor de dragoste, mai degrabă să-i pui capăt vieții decât să se chinuie. Ori noi știm că orice atitudine împotriva vieții, la începutul vieții, în timpul vieții și la sfârșit, toate acestea sunt atitudini păgânești, necreștine. Ori aceste atitudini le putem întâlni aici, părere. Sau la televizor, sau în părere descrise prin ziare, sau în cărți, sau în lumea simplă care uneori preiau frânturi de gânduri sau cuvinte pentru a deveni instrumente de lărgire a acestor opinii potrăvitoare pentru viața de credință. De aceea am făcut această paranteză gândind că este bine să fim atenți și la ce auzim,
și să selectăm ce trebuie și ceea ce este bun, să fim atenți și la ceea ce vorbim, pentru că tot cuvântul are undeva un ecou și ecoul trebuie să fie bun și să fim atenți la tot ceea ce facem ca viața noastră să fie în concordanță cu crezul primit, să fie în concordanță. Dragi consăteni, vă doresc în continuare zile frumoase, zile sărbătorii de Pasca. Vă doresc o viață binecuvântată de Dumnezeu și îmi pare rău dacă m-am lungit prea mult acum, dar acum vin rar, hai să mai adaug ceva, chiar în momentul în care voiam să mă opresc. Doresc comunității de aici tot binele în Traia, dar și din Săgoan, doamnă primar, de acolo sunt începuturile acestei comunități. Dumnezeu să ne mulțumeze pe toți. Hristos, amin.
fă ca tot poporul pe care l-ai chemat la viața veșnică să fie neclintit în credință și să cuincios în fapte bune, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Oferim barca, simbolul vieții noastre. O, Doamne, ca viața noastră să fie mereu în barca Ta, în biserica Ta, singura care ne poate duce la portul mântuirii. Oferim, Doamne, macheta bisericii noastre. Păstrează, Doamne, mereu credința, speranța și iubirea întreaga noastră comunitate, în așa fel cu biserica Ta să fie mereu în noastră, mai bine de oameni dormiți și să te întâlnească. Oferim, Doamne, florile jubileului parohiei noastre, de Doamne, ani mulți și binecuvântați comunității noastre de credință, oameni plini de zel pentru Tine și totodată generoși față de semeni. Thank you.
Thank you.
pot fi plătit preot la cot, iar aici în față alți voi. Thank you.
frumoasă celebrare. Domnul, vreau să mulțumesc biscopilor din altar, al Părăsitului Ivan, Părăsitului Petru, Părăsitului Aurel, Părăsitului Decan, Doamne primar, Domnul Vice, Domnul Consilier, Doamnelor Consilier, ca să mă ratez la început, pentru prezența la această Sfântă Liturghie jubiliară a celor 50 de ani de existență a parochiei noastre. Mulțumesc apoi tuturor celor care au făcut frumoasă sărbătoare, corului, celor din serii, tinerilor, copiilor care îți le-au privit auzit datele, preoților care au venit aici la altar. Și am celebrat în această Sfântă Liturghie. Mulțumesc apoi femeilor de la Curăție, celor de la Flor și tuturor celor care s-au implicat într-o formă sau alta, dacă am uitat pe cineva, să-mi cer scuze pe data viitoare. Acum va fi binecuvântarea finală, după care, imediat, după binecuvântare, dorim să prezentăm acest volum de monografie pe care l-am făcut în ultimii ani despre satul nostru, Traian. Este părintele Fabian Dobuș aici, este și domnul Coșa Anton, care a lucrat la această monografie și, sigur, vrem să fie un semn de aducere aminte a întregii aventuri a acestui sat și mai ales văzut această aventură văzută prin prisma credinței, pentru că este frumos îndipată viața acestei comunități de credința noastră creștină. Așadar, vrem să fie un semn de aducere aminte și, totodată, un semn prin care ne arătăm și recunoștință față de cei care au fost înaintea noastră și, totodată, vrem să devină o memorie și scrisă pentru cei care vor veni după noi. De aceea, mulțumim tuturor și am un anunț înainte să închei din partea bărbaților, în special, pentru că femeile mi-au spus să nu mă lasă plecați acasă pentru că au pregătit sarmale. Și sunt pentru toți. După ce terminăm ceremoniile, vă rog să rămâneți în curte pentru a ne bucura și în aceste, de această sărbătoare. Spune că abia ajuns aici, în anul 2013, n-am mai
familii să vadă necesitățile acestei comunități. Și printre ele, scrie aici, printre ele, era și aceasta, apariția unei publicații despre trecutul satului Traian. Cartea, tipărită la editura episcopiei, Presa Bună și-a apărut la Constanță de 15 ani, de cealaltă monografie a satului Săpăvani, scriere istorie, se numea, este o lucrare completă, structurată în 10 capitole, toate capitolele redactate de persoane ajutate de personalități în ale științei, având în vedere că unii dintre autori lucrează chiar la Academie Filiala Iași. Așadar, ce s-a întâmplat astăzi aici, dacă nu o respirație cu ambii plămâni a credinței? Și tare mă cred că plămânul mai mic astăzi, Traianul, este mai important, pentru că atât autoritățile bisericești, cât și cele civile, iată, se află aici. Așadar, dumneavoastră, ca și comunitate, ați scris o carte. Și nu exagerez, pentru că dacă o să răspăriți această carte, o să vedeți zeci de nume din această localitate care apar aici. Cercetătorii au mers pe teren, iar istoricii în arhive. Și în arhive, tot numele dumneavoastră apar. Mai vreau să spun un lucru esențial pentru comunitatea dumneavoastră. Ați fost ridicați la rangul de parohie acum 50 de ani. Dar pe un soclu stabil. Ce frumos spunea la plenit în altă asfințitul. Despre acei preoți care bătătoreau câmpiile și aglomerau pușcările. Iubiți credincioși, primul dumneavoastră pată, care acum ne privește de la fereastra cerului, a făcut pușcărie înainte de a fi preot. Din 1950 până în 1954 a fost la Canada. Abia și din pușcărie a cerut să fie sfințit preot. Nu trebuie să uităm acest lucru. De aceea spun, este important să ne aducem aminte de aceste exemple. Sau preoții de la Sămoar care refuzau să vină cu căruța sau cu autoturismul aici. Veneau de jos să celebreze Sfânta Liturghie, făcând rozare. Iată cine sunt înaintașii noștri pe care îi veți putea găsi aici, în această lucrare. O să închei cu invitație. Nu lăsați, iubiți credincioși, nu lăsați stiloul din mână. Am spus, sunteți autorii acestei lucrări. Credeți să o continuați. Nu lăsați ca alții să vă scrie istoria, pentru că dumneavoastră o cunoașteți cel mai bine. Așadar, vă invit să continuați să scrieți. Dar, ca să aveți continuitate, trebuie mai întâi să citiți această carte. Succes la lectură!
să vă uneam și el, de altfel, pentru toată munca pe care a depus-o pentru această monografie, care, sincer să fiu, nu știu cum ar fi ieșit, fără, cum să spun ce termen, să folosesc grija, suportul, sprijinul Preasfințitului Ioan. Preasfințit, te mulțumim încă o dată și pentru această lucrare făcută împreună. Uite să spun și în prezența voastră câteva cuvinte despre tot ceea ce înseamnă această monografie. Mai
Dumnezeu să-L ierte, Dumnezeu să-L fericească. Dar ultimul timp, vă doresc tuturor din Traian și din Săptămâni un viitor frumos și Dumnezeu să le binecuvânteze pe toți.
să a depus toate votul să fie și cred că se cuvine să vă uneam fiind și cu rădăcini sau cu rezolegătorii și cu treabă, se cuvine să spună două cuvinte. Vă spuneți de vă rog. Thank you.
care cred cu tărie că trebuia să fie primul și totodată fundamentul acestei sărbători. Vreau să îi mulțumesc la Sfântului Petru pentru toată susținerea și pentru această monografie și pentru toate celelalte lucruri pe care mi le îngăduie să le fac aici, în celelalte părți. Ca să te mulțumim pentru sprijin și pentru cuvântul într-o putin și vă rugăm să adresați câteva cuvinte. Yeah.
O Biblie pe care să o aveți întreajmă, ca bun cetățen creștin, atunci când
poate chiar printre discuții contrastante, de ce nu, asemenea celor două școli, Iisus amintite, sunteți chemați să luați decizii pentru bunul mers al comunii noastre. Iar de la următoarea creștire, cei care vor fi, să puteți jura Egiptea noastră. Oricum, profit de această ocazie pentru a mulțumi numele meu, al predecesorilor mei și cred că o pot face și numele episcopilor noștri, pentru colaborarea rodnică și frumoasă care a existat de-a lungul timpului între biserică și primărie și care există și în continuare. Și dați-mi voie în numele tuturor să exprim și eventualele regrete dacă există vreodată neînțelegeri, scurt circuitări în dialog sau alte erori, cu siguranță nevoite, cât privește colaborarea dintre instituțiile noastre. Oricum, Dumnezeu să ne ajute pe toți să fim mereu, nu doar civic, dar mai ales în mod creștinesc în slujba reală a oamenilor. Mulțumesc încă o dată pentru toți! Sau încheiat, merge și trebuie să facă